Bună ziua la toți fanii mei, vreau să vă spun că m-am sculat dimineața îngrijorată să fac o mâncare de varză pentru cine credeți, o ciorbă galaspre. Hai, ia uite ce am făcut aici. Mâncare de varză ca cum face patrana, vedeți? Adică mama mea patrana așa face ea ciorbă de varză, vedeți? Cu șuncă din asta de la Sprehaia și cu găină, ia uite. Cu carne de pui. O să iasă o ciorbă bună, rău. Și vreau să vă arăt pentru cine am pregătit-o, că avem o surpriză aici. Avem o surpriză, dar mai am să pun mărară la ciorbă, să le pun, să mănâncă. Hai să vă arăt surpriza. Bogdan, arată surpriza, cine e la tine? Da, a venit din Franța direct. Prietenul nostru, Bobby, care ne urmărea de atâta timp pe YouTube, filmulețele noastre și al lui Olga și al lui patroana și al lui Leo și toată șatra, urmărea domnul Bobby. Și a venit spre din Franța, le-am primit cu drag pe Bobby la noi. Da, și o să vă mulțumim și pe el cu ceva tradiție aici ce face Olga. Și o să ne vedem de curând cu alte filmulețe cu Bobby, cu toți, cu mai multe filmulețe. Bobby a fost în Franța, ce ai făcut în Franța, Bobby? Lucrai, pe acolo lucrare, ce să facem? Și a venit, a lăsat tot și a venit la Bogdan. Dacă Bogdan mi-a zis să vin acasă, vină. Vacanță, mai dar. Vacanță, a venit. Ai luat vacanță? Da, am vacanță, o lună de zile. O lună de zile. Ce e pentru Bobby Franța, România? Ce e Franța? E ca o zi și o noapte am făcut din Franța până în România. Ca cum mergi tu, București, Craiova, așa e la Bogdan. Dacă vroiam în două ore, eram în România, dar nu m-au riscat eu să vin cu avionul. Veni cu microbus. E bine, Bobby, cu avionul sunt riscuri mari. E risc? Da. Așa din mașină ferească Dumnezeu. Și cum s-a întâmplat, am auzit că au stat 2 ore, 3 ore ca să... Ce s-a întâmplat la mașină? Injectorul? Injectorul, dar s-a... Și mă rog că au ajuns până la apropiere de vamă de români. Acolo s-au chemat alte băieți care au lucrat pe cursă și s-au schimbat mașina și au ajuns cu bine. Sunt niște riscuri pe toate drumurile astea și cu aviare și cu toate. Da, bine că a ajuns cu bine. Ne mulțumim, ne pare bine că a venit la noi. Domnul Bobby și o să mergem și noi prin oraș să luăm o masă împreună și o să vedeți și mai mult. Păi luăm o masă aici acasă, că am făcut eu cum plecat. Soare, unde mai plecat? Să luați masă. Eu de ce mâncare am făcut eu? Păi trebuie să vină și prietena lui Bobby acum. Este până acolo 160. Cine e prietena lui Bobby? Păi... Lasă că n-are nicio prietenă, că nu ne lăsă rămâncă. Ia filmează, te rog eu, cum vă pun să mâncați. Hai, ia-ți-mi telefon. Păi gata, mai las-o, mai da, las-o. Da, păi stai să pun mânarul, vină încă. Ține telefonul, dar ține pe aici, așa. Păi așa ține, hai. Stai să vă vadă fani. Păi pe mine nu mai mă văzură în ziua asta, că în fiecare zi fanii mă urmăresc să vadă ce fac, unde sunt. Dacă sunt bine, nu mai am gripă, sunt bine, mulțumesc Dumnezeu. Acum să vadă cum fac aici, o prepar, ia de ciorbă acum. Trebuie să vezi cum fac mânarul, ia de ce ciorbă o să iasă. Unde plecai tu? La restaurant. Unde găsești tu la restaurant ciorbă din asta? Ia uite. Cum face patroana cu varză, ia uite. Prieten, hai, hai să vă arăt. Să vedeți după... O să stingem ciorba? Toate tradițiile gata, care au fost. O să mâncăm o șorciorbiță din asta, dar nu știu cum o... Hai să scoatem întâi șunca asta, că e gata, o opri. Da. O prive. E făcută. Ia arată-ți șunca asta. Ia uite cum e. Șunca asta ca la șatră, vezi? Carne de pui. O punem pe o farfurie. Așa. Vezi? Și carne de pui. Așa. Așa îl punem să răcească. Acum să punem ciorbă. Ce s-a închis? Cam nu s-a bateria închis. Nu prea mai este. Da, lasă așa că e baterie. În tot timpul cu bateria lui, ori jumate, ori fără. Nu, Bobby. Ia de ce ciorbă. Aici arată ce culoare are ciorba mea. Ia vedeți. Nu mai eu prepar ciorbă de varză așa, ia uite. Dacă o ieși bine sau nu. Ia uite, ciorbă de varză. Așa.
Ia uite ce... Nu trebuie o țără de roșinia sau o țără de bulion? Nu, nu. Aici pune să se răcească. Sper că după bucătăria mea, dacă eu prepar, dacă nu e ceva acolo, niște aici trebuie roșiață. Să se răcească. Ia uite ce ciorbă, ia uite ce culoare are. Ce ziceți? Ciorbă de varză. Păi numai las de aia să prepară. Olga originală prepară ciorbă de varză originală. Da. Nu? Pentru Bobby special, că a venit din Franța. Păi am stat cu gândul că vine Bobby de ieri, da. Cu gândul când vine Bobby, ia la noi. Pentru Bobby. Da. Mulțumesc. Ce zici, Bobby? Cum te simți pe aici, pe la noi? Așa? Frumos! E frumos pe la oraș. E frumos. Să stai că să mergem prin centru acum, ca să ne vezi, să ne plimbăm pe la prietenii noștri. Să vedem, prieteni, cum se simte Bobby aici, așa, o zi, două. Da. Mă sunt bine aici. O să mergem și pe la nepoata pe acolo. E 160 de km, Bobby, până acolo. Dar ne riscăm și mergem până acolo, nu? Vedem, noi vedem. Treaba că nu este Maia, nu răspunde Maia. Eu zic că e cu copii, cu nepoții, la școală, nu știu pe unde. Da? O să o prindem și o să vorbim cu ea. Și o să vorbesc și tu cu ei. Hai, Bogdan, du-te acolo. Uitați pe doamna Olga aici. Da, că acum m-a ajutat Bogdan. Ia uite ce ciorbă. Hai, Bobby, servește masa la noi la șatră aici, la Craiova. Mulțumim. Să vezi cum e ciorba de varză. Da, noi mai avem pâine aici. Da, avem pâine aici. Noi cam de multe ori rămânem fără pâine. E greu ca să mergem până jos. Da. Da. Știu că Bobby mănâncă să multă pâine. Nu mănânci, Bobby. Dar chiar de Bobby, vezi că nu te-am să mă răcească. E bună pe binde, așa că ai venit de pe drum. Da. S-a părmat și mașina aia. Da, asta e, că era... A stat în frig, era frig. Dacă era de ieri de aici, dacă e... Dar s-a părmat mașina. Da, dacă nu s-a părmat mașina... Noi toată noapte te-am așteptat, unde e Bobby, unde e Bobby să apară? Că știam că ești pe drum. Eram îngrijorat. Și eu și Bogdan. Nu mai avea baterie unde să... Dacă nu era baterie la noi acolo, nu mai era deloc. Aș găsi la ora 11 la casă. Ce să zic? Azi că e bine că a ajuns Bobby cu bine. Da. Ia să punem capacul pe oameni. Dacă mai vreți, vă mai pun ciorbă. Bobby! Bogdan, ia de scaunul mai încolo. Ne pune asta pe mine. Așa ne vrem și noi cu Bobby. Amin. 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 Amin, zi Bogdan, amin. Amin. Bobby e botezat, fraților, și a făcut o rugăciune la Sfânta Masă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. A venit la noi, Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el și pe noi. Ce să faci, frate? Uite, mai stăm și noi ce mai stăm pe aici și după aia o să ieșim afară, să vedeți alte filmulețe mai frumos din oraș. Pe oraș? Da. Mai de ciorbă, ce ciorbă a făcut special pentru Bob. E bun. Pe ce astăzi îl slujești. Alege calea îngustă, mergi pe ea. Și vei ajunge negreșit în slăbile cerești. Tânăr drag, cu chip serios și crezut în viitor. Viața ta e ca o... Afară m-am grăbit să ajung și eu la adunare și nu mai e ajuns să-i... Unde? La noi. Nu te încrede în el. Unde se face adunare? La noi, la bătrâne, la mamaie. Aha. Și am vrut să ajung și eu până la timp. Unde s-a venit? Dacă s-a spart mașina două ori... Păi de câte ori se face adunare acolo? De două ori. De două ori pe săptămână. Duminică și miercuri. Ca la noi, în Franța. Fii înțelept, fii treaz, fii pocăit, fii gata sufletor și când ascultă... M-a sunat frate, mi s-a crezut. Unde ai plecat fratele Bobby? Unde ai plecat? M-ai lăsat singur cu biserica. M-a lăsat, m-a dus acasă în România. Din Franța te-a sunat? Da.
M-a sunat fratele Sibica, frate de la Tăvus. A rămas fratele Sibica acum? Da, a rămas fratele Sibica acum. Mi-a părut rupt, te-ai plecat, da? Și pastor cine e? Sibica? E pedriță. Vorbește și el. Da? Laudă pe Domnul. Laudă pe Domnul. Ia uite, ultima zi care a făcut la noi acolo în biserică. Până când se vin. Da. Am văzut. Aveam niște frate binecuvântați din Spania, de la Toulouse, cu sora noastră Estera. Nu avem voie muzica, pe canal. Ei? Stinge muzica, când nu avem voie pe canal. De din asta, de vorbește pastor din asta. Cu aia, da. Te-a adus la noi Dumnezeu. Da. Păi eram singur, eu cu Bogdan aici eram singur. Mulțumesc, Dumnezeu, te-a ajuns să-i cu bine. Da. Bine că ai putut să repară mașina. Da, o reparai. Dumnezeu a reparat-o așa. Bobi, ia să de aici, ca vreau să eu. Ia, Bobi, ce vrei, ia, Bobi. Ia, Bobi, ia, Bobi. Ia, Bobi, de acolo. Aveți că e varză cam sărată, n-ai lăsat-o în apă, de-aseară trebuie să o lași, nu? Nu e sărată, tu tot ca să spui că nu e bună ceapa și e bună. E bună, bă, Bogdan. Te-ai învățat de la patroana. Da? E bună. Cum nu e bună ceapa? Nu, că prieten știe că eu o să fac în bucătărie mâncăruri și... Zici că tu faci mai bine, știi că nu știi rețeta asta, asta-i treabă. Da, nu știi rețeta. Nu știi rețeta la patroana și de-aia spune el așa. Vrei să te laudă fanii numai pe tine, nu? Îl zice că ne-ai bună, dar am mâncat. Da, iau de ce mâncă. M-a de foame, că n-am mâncat de ieri. Păi ciorba din asta, dacă nu era Bobi, nu făceam ciorba asta. Da. Am făcut-o special pentru Bobi. Da, prieten. A rămas mama așa, când am auzit-o, sunt în crema. Ce fac să la creu? Mă duc la fratele meu, Bogdan. I-ai spus? Da. De-aia nu știa că noi te așteptăm pe drum. Că eram îngrijorat de tine. Nu știa. Cu ea, vin metru să vin cu ea. Da? De când plecai de acolo. O să mergi cu fleam. Zice Bogdan că nu-i pune baza, dar mănâncă. Foarte bună, prieten. Da. Am încercat să face și mai uite cu cu șuncă din asta de v-a de la port. Puneți în vară acolo. Mă, șunca e de la Stehar, Bogdan. E de la Stehar șunca asta. E șunca lui patroana, fraților. De la patroana. De la patroana. Da. Ce fac patroana? Ia Bobi da. Și mânca. Lasă de mănânc. Wow. Ce bună e șunca. Cu bază. Da. După atâta mâncăruri te revine ciorba asta de bază. A, bă, până acum ai zis că e sărată. Păi, ce să mai zici? Sărată, năsărată, Bobi, ce să mai faci? Nu mai e cu mine să zic cum dati. Trebuie să o mănânc, pentru că am pregătit-o, nu? Zici că nu e mănânc.
Auzi ce spune. Trebuie să o mănânc acum. Da, obligator. Dacă nu o mănânci, te dă jos de la etajul 4. Ne dați gradele jos? Da. Bă, Bobi, ce faceți, bă, frate aici? Faceți mișto de mine. Eu la Orga, ai grijă. Cu Orga să am grijă, a? Ai grijă. E bună. Dar ei așa glumesc, nu? Nu. Vreți să nu mai vă fac ciorbă? Vezi că o să vină și Maia acum. O să vină și Maia, să o aducem, să vedem ce spune Maia. Las-o pe Maia. Nu o aducem? Nu. Ce bună e ciorba. După tocana de rânză, e bună ciorba. Foarte bună. Nu pot dar. Foarte bună. Pregătiți și voi acolo, dacă aveți varză la butoi sau pe unde aveți, pe la magazin, pe unde prindeți, puneți acolo într-o oală. Tocați, puneți pe urmă, doamnă, să vii de lămâienie în farfurie. Dacă aveți mai de mult niște oase de porc sau șuncă din aia sau ceva, puneți acolo ceva neaș. Vedeți ce super o să ieși. După atâta mâncări, după atâta sarmale, după atâta ce-am băgat de sărbătorile astea, merită o ciorbă din asta de varză. Eu așa cred. Nu mai e nimic o fac, am zis că sărată, dar mai uitați-vă, prieteni, și o să mai pun mâna, o să mai pun puțin, știți? Dar ia și mănâncă. La volumul meu, nu? Mănâncă. Mănâncă, acum mănânc forțat. Obligat, da. Obligator, auzi ce mă enervezi, Bogdane, ce-ai făcut? Cum da, obligator? Prietena acum. Cum? Păi te-ai pus tu cu Bobby pe mine să mănânc forțat. Mănânc că n-am ce să fac, prieten. Dacă nu mănânc, să zic puțin de la etajul 4. A, vrei să nu te îngrași, asta-i treaba. Tu ții cură de străbile cu șuncă, nu? Da. Serios, prieten, ce să faci în șapte, să faci cea mai bună mâncare din șapte. Cea mai bună. Cea mai bună. Bobi ia și cadă. Toată ziua ați urmărit și ați văzut. Sunt mâncăruri extraordinare. De bune și gustoase. Așa, vă rog frumos să vă abonați și pe, să vă abonați și pe canalul meu, pentru că o să pregătesc ceva mai minunat pentru voi. Bogdan de la Strehaia, originalul. O să vă pregătesc cele mai bune bunătăți de pe lumea asta cu verdețul. Și trebuie să o învăț și pe Olga și trebuie ca să o țin numai în salate. Cum să mă țin în salate? Da. Să stau în salate? Doamne, cum? Trebuie să ții dieta. Ah, să mănânc numai în salate? Da. Să nu mai mănânc o ciorbă de bază, cum a învățat pe mine patroana. Acum, prieteni, i-am dat toți în voie pentru că era sărbătorile și nu putea să abțină. Da. Știți destul de bine. Uite, Bobby aici și știe mai bine cu sărbătorile. Dar de acum încolo o să intrăm în regim și dietă. Vă promit, stați pe fază și nu iertați. De ce? Că nici nu știți să pierdeți. Pe canalul meu de YouTube, Bogdan Originalul. Vă rog să vă abonați. Vă rog frumos să vă abonați pentru că ciorba e bună și Bogdan a zis că nu e bună. A zis că e sărată. Adică dacă erai sărată, cum mâncai ciorba? Asta e astfel. Sau de fani. Și ai mâncat toată farfuria și mai vrei una. Ia. Pentru că am pus eu lămâierea, uitați-vă. Aia că e tu mai de tot. Nu, e sărată, nu e acră. Nu înțelegi greșit. Pentru cum e sărată? A fost sărată și când pui lămâia mai taie din ea, știi? Și de un gust foarte bun. Hai să mai pun. Hai, dacă e sărată, ia. Ia. Vine ca să nu mai pun, vrei? Ia, mai pune o țară aici, ca frate. Da, pune tu singur. Pentru că, nu știu. Varța asta e prea bună. Încercați și vă văd ca, nu? E de ajuns? Bobby, mai vrei ceva? Nu, mai vrei și lui Bobby, mai vrei?
Ia calm, Bobi, și mănâncă. Mai cască de la ei. Eu am mâncat, era foarte bună. Vă mulțumesc la toți fanii mei că mă urmăriți. Să vă dă Dumnezeu sănătate și tot binele din lume. Și vă anunț pe toți fanii mei că o să filmez în fiecare zi tot ce face Bogdan și ce fac și eu și cine vine pe la noi și cam fani și neamurile. O să vă arătăm de acum încolo ce mai avem de făcut. Avem multe surprize pentru voi care o să filmăm de mâine. Adică să ne urmăriți și mâine să vedeți ce mai facem, da? Hai, vă mulțumim mult și vă invităm și pe voi la masă, dacă vezi că mai avem ciorbă. Ia uite, avem multă ciorbă pentru voi, invitați și să mâncați și voi. Puteți să ne sunați și să veniți. Hai, Doamne ajută, vă iubesc mult, vă pup dulce. Și aveți grijă de voi. Și aveți grijă de viața voastră. Și de ca să ne urmăriți.